După cum spuneam, din motive de desfășurător, doamna doctor Mihaela Săhleana Petroaie a ajuns puțin mai târziu. Am vorbit despre ciorba aia încălzită, poate ați văzut la machiaj. Erați pe subiect, dar... Așa. Vorbeam chiar despre ciorba încălzită, adică la propriu. Azi vorbim despre o temă tabu. Ce facem atunci când partenerul spune prea multe lucruri despre noi, chiar intime, la diversele întâlniri, grătar, întâlnire prietenească, la o nuntă unde nu cunoaște pe nimeni, la masă sau la birou. Când amândoi fac asta, e treaba lor, e excentricitate. Dar când doar unul face treaba asta, pe celălalt îl deranjează clar. Și nici nu poți să-i o spui, că trebuie să o spui atât de frumos și de-aia v-am chemat. Este bine să înțelegem că atunci când vorbim de intimitatea cuplului, nu vorbim doar de latura sexuală a unui cuplu, ci și de partea conversațională. Sunt conversații, sunt comunicări, sunt informații care rămân doar în cuplu. Există o comunicare care nu trebuie să depășească granița cuplului. Este foarte adevărat că sunt persoane care nu pot ține secrete sau care nu pot ține niște informații. Le percep ca pe niște bagaje de care au nevoie sau simt nevoia să se descotorosească. Și, într-adevăr, există mai puține persoane care aleg să știe o informație, să nu o folosească, doar să o conțină. Ce se întâmplă când, la ceea ce ați făcut trimitere, o persoană dintr-un cuplu vorbește mai mult sau fără filtru? În primul rând, îl determină pe celălalt să aplice personal un filtru, pentru că dacă nu o face, în diferite situații, cum și ați amintit, un context social prietenos, un context social vesel, cum este nunta la care ați făcut trimitere, începe să spună tot felul de lucruri. Îl vulnerabilizează. Celălalt se poate simți stânjenit, dezbrăcat, în fața unui public mai mult sau mai puțin cunoscut. Când spun public, nu trebuie să fie un public foarte mare, poate să fie și în fața unor persoane foarte adevărat, uneori rude sau prieteni, dar pentru care nu vrei să te faci, să ai niște dezvăluiri de acest gen. Ați zis bine dezbrăcat, este ca și cum a dat jos haine de pe tine, dar exact. Tu ești încă la aperitiv. Exact. Bun, putem regla treaba asta? Care este o direcție normală în care să nu facem un cutremur? Că sigur, pot să mă îmbrac, să mă duc acasă. Dar nu asta este soluția. Da. Poate fi reglat, evident, în momentul critic, schimbând cât se poate de repede subiectul și pornind cu totul și cu totul alt subiect, evident captivant, pentru că altfel nu se poate porni, și decentrând persoana care vorbește puțin mai mult pe un alt subiect relaxant și de departe nu stânjenitor cum a fost cel pornit. Acum, repet, o persoană care este obișnuită să spună lucruri de genul acesta, în cuplu lucrurile acestea se pot regla în sensul că poate fi nu numai atenționată, dar să fie pusă în rolul sau în postura celuilalt cum s-ar putea simți. Pentru că nu face decât să-l vulnerabilizeze pe celălalt. Vulnerabilizarea unui partener în felul acesta vulnerabilizează chiar cuplul. Deci îl pui pe el în adidașii tăi și da. De cele mai multe ori se reglează de la sine treaba. Pentru că sunt persoane care vorbesc și au următoarea replică. Dar ce am spus? E ceva neadevărat? Ceea ce spui pot fi informații absolut benigne și care nu fac rău nimeni, și da. Nu ar afecta pe nimeni altcineva, dar pot fi și informații sau aspecte care pot leza pe celălalt în lucruri pe care nu vrea să le împartă, să le mărturisească mai mult decât cu partenerul de cuplu. A, pe al meu e atât de prost încât odată a luat flori de la un mort. Sunt foarte diferite situațiile de acest gen, da, și îl poți determina pe celălalt să nu se simtă confortabil, iar toate aceste situații, dacă se adună, vulnerabilizează cuplul. Da, aveți atâta școală. Credeți că suntem mai multe tipuri de ființe pe planetă sau doar omul se auto, cum să spun eu, se autobucură, autoîncarcă atunci când ascultăm, că și ăla e de vină, care ascultă, ne place să ascultăm. Da. Nu văd doi lilieci stând cu capul în jos în peșteră vorbind despre alți doi lilieci. Este foarte adevărat, dar nici nu știți limba lor.
Da, corect, aveți dreptate. Parcă i-am văzut după cum dădeau din buze. Este foarte adevărat că în firea noastră și multora, o afirmație de genul aș vrea să nu mai vorbesc despre asta sau este un secret, nu face decât să stârnească și mai multă curiozitate. Apare inevitabil întrebarea de ce sau apar alte întrebări. Dacă vei spune cuiva ceva cu titlul de secret sau nu trebuie vorbit despre asta, nu faci decât să-l faci mai curios. Da, da. Parcă am pus miere pe pâine, îți spun ceva, dar nu știi decât tu. Da, exact. Hai de capul meu. Da, apar mult mai multe întrebări decât la o informație pur și simplu trecut așa, am pasat, ai spus o informație și ai trecut mai departe. Dar mă reîntorc la cuplu. În cuplu trebuie să înțelegem că soliditatea unui cuplu, verticalitatea unui cuplu, sănătatea unui cuplu ține și să știi să faci distinția ce poți să spui și unde trebuie să aplici un filtru pentru cei din afara cuplului. De aceea am spus că atunci când vorbim de intimitatea unui cuplu, nu trebuie să înțelegem doar componenta sexuală, ci și aceasta de conversație în cuplu. Nu toate lucrurile care se vorbesc în cuplu, se dezvăluie în cuplu, trebuie să le scriem pe o tablă pentru cei pe care îi considerăm apropiați sau interesanți în comunicarea noastră. Dacă știi slobod la gură, atunci te pregătești, nu-i dai să bea încă de la începutul secretului. Noi nu suntem aici să dăm lecții, dar suntem aici să mai punctăm lucruri. Poate am salvat vreo două cupluri în weekendul ăsta. Suntem în perioadă de grătare, de vacanță cu alții cu care poate tot anul nu ne-am văzut, dar acum ne-am cuplat. Perioadă de nunți. Dacă te simți bobonete la sala palatului fix când ai băut al doilea pahar, e bine să-ți aduci aminte că ai văzut la Neața doi adulți treji care vorbeau despre cum pe celălalt s-ar putea să-l deranjeze. Mulțumim tare mult! Cu drag! Să rămână, vă ținem pumnii în cupluri. Și cuplurile sunt, cum să zic eu, ca echipa națională. Trebuie să ții, să te califici, să mergi mai departe.